stați puțin, domnul Ciucă, în momentul ăsta, eu înțeleg că e cumva scos în față să obțină ceva orice, inclusiv postul de ministru de interne, deci să se ducă în locul domnului Bode, cât de ridicol va fi, pentru că, tocmai exact cum ziceți, să nu se întâmple asta, că n-a obținut nimic. Înțeleg că peneliștii îl împing cu toată forța pe domnul Ciucă să rămână acolo, că vezi, Doamne, el e garanția că mai au și ei ceva de spus de acum încolo. N-au avut ceva de spus cât a fost Ciucă premier, dar speră să aibă ceva de spus cât nu mai e premier, e ministru de interne. Singurul motiv pentru care domnul Ciucă mai apare pe la buletinele de știri și se pune microfonul sub nas e că e premierul României și așa are mai multe ouri decât oricine altcineva pe secundă. Adică e greu de crezut că chiar ministrul de interne de-ar fi, dânsul va fi brusc o forță politică cum n-a fost cât timp era premier. Acum, pe de altă parte, să vii ministrul de interne să ai la semnat Matra Pazlicu ăla cu 600 de BMW-uri pe care ți l-a lăsat Bode, pentru că Bode nu l-a mai semnat în sensul de a trimite spre Uniunea Europeană, e destul de groasă. Adică îl pune într-o poziție și mai penibilă, și mai vulnerabilă pe domnul Ciucă, a cărui singur merit, dacă ăsta poate fi merit în momentul de față, e că e președintele PNL, iar încă o rundă de alegeri interne ar fi, cred, dezastruoasă pentru dâns și pentru că realmente pe cine ar mai pune președinte. Dar dincolo de asta, problema e că acolo nu prea a mai rămas din structura PNL-ului vreun ministru. Toți sunt cu trimitere de la Cotroceni. Nu prea ai simt așa de lor. Cum ar fi și la finanțe să se adeverească și să fie pus Cosmin Marinescu, cred că ar fi lovitura supremă pentru consilierul prezidențial. Dar s-ar mira cineva? Nu s-ar mira nimeni. E, asta.